Bună ziua! Sunt Ancuța Bondar. Ne revedem din nou! Astăzi, la Educație Socială, vom descoperi împreună modalitățile alternative de a formula întrebări. În lecția anterioară am identificat împreună cât de importante sunt întrebările pentru noi, iar astăzi învățăm să formulăm aceste întrebări. Vă mai amintiți ce este întrebarea? Foarte bine! Astăzi îi vom cunoaște pe Ioana și Mihai. Ei au scris un articol pentru revista școlii. Haideți să-l citim împreună. Pandemie. Stăm acasă. Ziua de 11 martie 2020 a fost ziua când pandemia a mutat orele de la școală în online. Nimeni nu știa atunci ce va urma, pentru că nimeni nu era pregătit de această schimbare. Ne confruntam cu o situație nouă. Pandemia COVID-19 a schimbat rapid reguli, comportamente și în scurt timp ne-am adaptat la un alt tip de viață. În tot acest timp, unii elevi au abandonat școala, fie că au fost lipsiți de sprijinul familiei, fie că nu aveau mijloace tehnice pentru a putea participa la lecțiile online. Elevii au fost puși în situații cu totul neobișnuite, deoarece școala pentru ei nu este doar un spațiu pentru învățare, ci și pentru dezvoltarea abilităților sociale sau abilităților emoționale. Izolarea de restul colegilor sau de prieteni a fost resimțită de fiecare elev în parte, mai mult sau mai puțin. Care este subiectul acestui articol? Voi v-ați confruntat cu situații noi datorită pandemiei? Dați câteva exemple. Analizați în grup acest articol, apoi răspundeți la următoarele întrebări. Cine a fost afectat în perioada pandemiei? Ce efecte a avut pandemia pentru un număr mare de elevi? Când s-a mutat școala în online? Unde credeți că își doreau copiii să-și desfășoare orele? De ce unii elevi au abandonat școala? Credeți că efectele școlii online au fost resimțite doar de elevi sau și de profesori? Analizați această situație și stabiliți asemănări și deosebiri ale școlii online între elevi și profesori. Dacă până acum ați formulat întrebări și ați identificat cât sunt importante, astăzi veți descoperi cum trebuie să formulăm corect o întrebare. Întrebarea trebuie să fie unică, să nu conțină mai multe întrebări, să fie clară, să fie ușor de înțeles și să nu producă confuzii, să fie neutră, să nu sugereze răspunsul, să fie etică, să respecte drepturile omului și să fie deschisă pentru a stimula interlocutorul. De asemenea, întrebările pot fi închise și deschise. Întrebările închise permit obținerea unor răspunsuri clare, simple, prin da sau nu, și pot întrerupe sau limita discuția. Dacă avem întrebările, ai fost, ai văzut? Întrebările deschise permit obținerea unor răspunsuri neașteptate sau stimulează conversația dacă avem întrebările de ce, cum, ce. Împreună cu colegul de bancă formulează întrebări închise și deschise despre școala acasă sau online. V-ați descurcat foarte bine. Felicitări! Cui adresăm întrebările? Întrebările le adresăm părinților, profesorilor, colegilor, angajaților instituțiilor publice sau căutăm răspunsuri în cărți și pe internet. Ioana și Mihai vă îndeamnă să scrieți și voi un articol în revista școlii despre impactul care l-a avut pandemia asupra voastră. Pentru realizarea acestui articol, vă puteți inspira atât din ceea ce au scris cei doi copii, cât și din următoarele întrebări. Cine te-a ajutat să participi la lecțiile online? Ce obstacole ai întâmpinat în școala online? Când ai simțit lipsa colegilor sau a prietenilor? Unde ți-ai desfășurat orele online, acasă sau la bunici? De ce ți-au plăcut sau nu ți-au plăcut lecțiile online? Poți formula și tu alte întrebări care te vor ajuta să scrii acest articol. Spor la lucru! Inspirația este cheia succesului!